dar cum să facem mare? Să nu uităm, să sărbătorim unirea noastră, acestuia românilor, și plăsuim un lac de doi scutori, fiindcă unii care ne-am născut din nașii din români, să-i găsim pe același ram cu onoare la valoarea. Îl ține minte toată țara pe Iancu de Cunedoara, al Transilvaniei Voievod, iubit de români și noroc. Român de viță veche, el a apărat mândrul castel, castelul de Cunedoara, dar și castelul cel sfânt țara. Poara s-a bătut, ca atunci în Orăcerie, la biserica al Vitului pe Crucea de Mormânt, au scris, s-a stins lumina de Dumnezeu. Tema ce mare, Cordova, orice bogat și de Mășarii, cetățile a trăit, mănăstirea au trăit, Cordova a povestit. La luptă cum a vorbit, jumătate de dar, turcii zadarii s-au scris. S-au ostejat, mi s-au opus și a venit. Mihai Viteazu, au din cele trei țări române,
în una. Deci, iată, și-a primit unii. Trebuie să așa spune, de aceea îndelegi să ține minte mărața fața lui Mihai. Să lăudă mereu pe minte, el s-a jertfit pe scurtul nostru plan. Stoicul nostru cel mai mare, Nicolae Iorga, scrie în istoria lui Mihai din Braza. Nici o lucru nu-și mai înfrui urmirea fără bubea și o lipă frumalitate. Fărătoarea sfârșitului, îndreptată spre cerul dreptății, fără chipul lui de o covată și de sfârșită poezie tragică. Și de la 5 și la 24 ianuarie 1859, în tuta alegerii anticipate ale Alexandrului Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza, Corintor, și Mihail Bogănișanu, Prefinistru, au formit un strat în Corintor, prin de denunța, au pus în denumit de teatră România, au pregătit-o pentru viitor. Și iată marea împlinire a visului împărăt, la 1 decembrie cămare, fierbinte, sfântă și străbună, noi vrem să ne unim cu țara, aduce iarna primăvară. Iar iarna oropsirii noastre se stinse în fire de sub astea. La Alba Iulia României și din moartea noastră din Ardeal, strigau, trăiască România și cânte de străvechi române, răsunau 10.000 de pieturi triumfale. Trăiască România! Yeah.